Bună seara, încă o dată, a patra oară în această primăvară, la dialogul pe care îl vom purta împreună cu istoricii Mihai Demetriade și Mădălin Hodor, cărora le mulțumesc foarte mult pentru a fi acceptat invitația pe care o fac împreună cu Vlad Bolocan și Ana Papadima și cu Londohom. Mulțumesc vouă că ați venit și de asemenea celor care vor urmări pe YouTube sau pe pagina de Facebook a Londohom aceste dialoguri. Spre deosebire de invitații anteriori care veneau, așa s-a întâmplat, din alte țări, Radu Jude, Ioana Bentoiu și Iulia Motoc. De data aceasta, cei doi invitați, prin urmare o formulă tripartită, cei doi invitați vin cu o experiență care e foarte rară pentru noi care citim mult și multe, anume traversarea arhivelor celor mai problematice ale istoriei României de aproape un secol, arhivele tuturor totalitarismelor și a eventualelor tranziții de la ele. Așa încât aș dori mai abrupt să încep cu această întrebare. Avem o oră și un sfert de dialog al nostru, plus întrebările așteptate ale domnilor voastre. Aș vrea să încep prin a vă întreba, Mihai, Mădălin, încă o dată bine ați venit, cum v-ați instalat în studiul acestui secol atât de plin de orori, aproximații și lucruri nerezolvate, care este ultimul secol de istorie românească, și anume, care a fost declicul inițial de a face istorie recentă, contemporană, arhive și a merge spre instituția unde lucrați, CNSAS? Cum v-ați lansat, cu alte cuvinte, spre acest tip de istorie, cu performanțele pe care aveați să le faceți, încă din epoca de formare, care e o epocă comună pentru toți trei, începutul anilor 90-2000, care sunt amintirile cele mai pregnante pe care le puteți recupera față de ceea ce aveți astăzi de făcut? Puteți începe cum doriți. Dragă Eugen, mulțumim pentru invitație, foarte onorantă în contextul precedentelor tale întâlniri și viitoarelor, îmi imaginez. E o întrebare cu un răspuns simplu, până la urmă, și frust și direct. Plonjarea în istoria recentă, sau în istoria represiunii, mai exact, se datorează unei necesități pe care generația noastră a resimțit-o după 90, masiv, și anume necesitatea recăpătării, reinstituirii dreptății. Era în aer plutea o frustrare structurală, i-aș spune, legată în anii 90 nu atât de arhive, pentru că nu știam că ele sunt sechestrate, cât legată de puținătatea discursului istoric pe istorie contemporană, pe precaritatea unor explicații legate în textele de istorie sau în istoriografie în legătură cu perioada comunistă și cu perioada interbelică. O să vedem imediat cât de mult sunt legate în contextul arhivelor. Și era o frustrare legată de o perioadă de mare tăcere, din care se păstraseră mai degrabă amintiri în cercuri închise de familie, unele traumatice, unele inavoabile, foarte dure, sau de mari tăceri în aceleași familii. Prin urmare, veneam pe fondul ăsta de necunoaștere, de frustrare și de nevoie de restabilirea dreptății. Ăsta a fost declicul, ca să-ți răspund la întrebare punctual. E un declic comun, Mădălin? Te identifici cu această explicație care mie mi se pare foarte justă? Da. Mă identific cu ea, dar într-o perioadă ulterioară venirii mele la CNSAS. Pentru că eu nu am, adică eu sunt, m-am specializat în facultate pe istorie medievală. Deci n-aveam nicio legătură cu istoria contemporană. De fapt, nici nu prea auzisem de securitate înainte să vin la CNSAS. Nici nu știam că există. Mihai Demetriade este absolvent de filozofie. Exact. Da, eu... M-am specializat la locul de muncă. Da, eu sunt istoric, dar... Facultatea de Istorie din Iași
istoria contemporană se termina în 1945. Deci, na, n-aveai de unde să înveți despre securitate și partidul, regimul comunist. Apropo, situația, din nefericire, din câte știu, s-a menținut foarte multă vreme și nici astăzi nu sunt neapărat manuale anii superiori care punctează ceva la zi cu ce e cercetarea voastră, de pildă. E deja încorporat? Sunt cursuri de masterat, din câte știu. Cel puțin la Universitatea de București, da, se face. Dar manuale de liceu? Manuale de liceu nu știu ce, nu cred că abordează epoca comunistă. Am văzut niște inițiative acum recent să se introducă Revoluția, parcă să există un capitol în manual, dar în continuare e o lacună clară și în sensul ăsta. Da, și ca să revin la întrebarea ta, să nu ne lungim foarte mult, eu mă număr printre cei care am venit tabula rasa, ca să spun așa, în CNSA, sunt 2000 exact când s-a înființat. E o istorie interesantă asta și nu avem timp în seara asta să o povestim. Dar șocul pe care îl ai când începi să citești a fost mare, efectiv. Ai senzația că, adică aveam senzația că era o istorie pe care nu... Pe lângă faptul că nu știam, era și o istorie oribilă. Pentru că primele dosare pe care am pus mâna, crime sistematice, morți, rapoarte, adică ce vedeai prin filme, chestii care ți imaginai că nu s-au întâmplat și le aveai acolo în față și începeai să le asimilezi, să vezi lucrurile astea. Și n-aveai 1, 2, 10 dosare, aveai kilometri de arhivă care nu fuseseră vreodată explorate obiectiv de oameni de meserie. La început nu aveam kilometri noi, dar da. Mă rog, chiar și ceea ce vedeam era o imagine destul de interesant, pentru că noi nici în perioada dinainte de 89, din copilărie, nu aveai, adică dacă nu aveai în familie o persoană care să fi fost, nu știu, deținut politic sau să fi avut vreun contact cu securitatea, nu știa nimic despre lucrurile astea. Absolut nimic. Pentru că nu se povestea. Nu era o chestiune pe care să o afli. Existau familii în care chiar rude care au avut parte de experiența asta nu povesteau celor apropiați. Este o trăsătură a imposibilității confesiunii sau a împărtășirii traumei care, din câte am înțeles, în literatura așa zisă carcerală, care apărea exact la începutul anilor 90, e o trăsătură care se poate sistematiza inclusiv într-un punct de vedere religios. E o experiență mult prea intensă, mult prea traumatică, foarte mulți, de pildă, acum 3 săptămâni, Ioana Bentoiu povestea cum bunicul său, pe linie paternă, tatăl compozitorului Pascal Bentoiu, mort după 13 ani de închisoare pentru că aparținea liberalismului interbelic ca avocat, în puținele luni în care a fost liber, nu a putut spune niciun cuvânt despre ce s-a întâmplat acolo. Această trăsătură apare în ceea ce era memorie și istorie orală la începutul anilor 90, până la legea de fondare a CNSAS, care a fost în 99, dar pusă în vigoare abia în 2000, de când voi știți foarte bine ce s-a întâmplat cu această instituție care are o funcție pe care voi o ilustrați, cred, mai mult decât satisfăcător în sensul sarcinii istorice cu care s-a fondat această instituție. Ați preluat la nivel individual, obiectivat prin meseria de istoric, o sarcină de instituție și ați venit cu cercetările voastre în a repara ceea ce se cuvenea a fi ieșirea din respectivul sistem și din cele anterioare pentru a obține, nu, o formă de democrație, cât mai solidă, cât mai acurată, cât mai funcțională, cât mai transparent. Cum au fost începuturile CNSAS și cum le vedeți astăzi, cum măsurați distanța asta de 20 și ceva de ani, știind tot ce știți? Am să închid ușa din spate ca să nu ne deranjeze, să nu avem intervenții canine. O să încerc să răspund eu și după aceea o să-i dau cuvântul și lui Mihai. Există povestea instituțională
Nu știu cât de mult din, cât de mult din chestiunea asta a răzbătut în spațiu public, pentru că CNSAS-ul este în continuare privit, e o instituție care nu apare în atenția publică decât în momente în care apare un nume care este deconspirat de securitate, că a fost agent al securității sau când de regulă sunt niște mici scandaluri, controverse și așa mai departe. Deci nu este o apariție, CNSAS-ul nu este o apariție în mediul public constantă care să vorbească și despre alte lucruri. În anul 2000 era și mai, în anii 2000, la început era și mai interesant, pentru că eu am mai vorbit asta, dar în fine o să repet ce am spus. Era o situație paradoxală în 2000. Se întâmpla ceea ce spunea Mihai mai devreme, era o așteptare uriașă din partea societății pentru deschiderea arhivelor și pentru aflarea ceea ce era în arhive. Era o așteptare mare, pentru că oamenii din 90, din 89 de fapt, din decembrie 89 au fost una dintre solicitările primordiale ale Revoluției, a fost deschideți arhivele, vrem să aflăm turnătorii, securiștii și așa mai departe. Maxim legitim. Cine a făcut reluate în 90.8 de la Timișoara, care a stat la baza pieții universității și a mineriadelor din iunie 90. Deci a fost o luptă a societății în anii 90. Abia în 2000 a ușor a început să fie, mă rog, să ajungă să înceapă să-și atingă primele obiective. Așadar, așteptările erau uriașe. Din păcate, CNSAS-ul nu putea să livreze publicului ceea ce publicul s-a așteptat, din motive care, să le spunem, țin de arhitectura statului. Aici, și imediat termin, o singură chestiune vreau să spun, pentru că e important de spus. Deconspirarea securității, arhivele și înființarea CNSAS-ului, ca și înființarea DNA-ului, au fost două lucruri care au fost condiționate din exterior. Nu a existat o voință internă a statului român să facă asta. Eram în 2000, în regimul Iliescu Năstase, care deja să spun, metaforic, dar și chiar practic decola cu avioanele din, așa, spre un regim autocratic și n-aveau niciun chef să facă CNSAS. Nici să deschidă arhive, niciun caz nu se gândeau la asta. Pentru unii dintre ei, a deschide aceste arhive însemna practic a deschide arhivele personale, memoria intimă a lor. Erau fără de legile de familie, care nu puteau fi prezentate cu imediată ușurință tuturor. Erau prea proaspete de altfel. Ristea Priboi, care era... Exact, celebrul Ristea Priboi. Ristea Priboi, care, securist, care avea dos, făcuse o grămadă de porcării, păi ăla era în anticamera lui Năstase, nu? N-ai fi... No, ce vrea, Ristea Priboi, să poftim, să luați dosarul meu, judecați-mă. Normal, deci era un tip de regim în România care ar fi făcut orice să nu se întâmple chestia asta. N-au putut schimbare politică, până la urmă, da. Masivă și n-au susținută. N-au putut să o împiedice pentru că au fost presiunile din afară. A fost presiunea NATO și presiunile pentru intrarea în UE. Trebuia să bifezi niște chestii. N-ar fi făcut-o niciodată dacă nu existau astea, iar... ca să spunem, nu știu, în sensul larg, dincolo de inițiativa lui Ticu Dumitrescu, da, care era un Don Quixote care se bătea singur cu morile de vânt. Mi-l aduc aminte pe domnul Ticu Dumitrescu plângând la GDS în primăvara lui 2005, da, la una din faimoasele ședințe cu 1000 de scântei, în care se discuta exact ce rediscutăm în seara aceasta, dar cu tot ce s-a schimbat în 17 ani, într-adevăr am avut sentimentul că era singur. Și de asta mă bucur că voi nu, da, voi vă aveți unul pe altul și noi avem două exemple de cum se poate într-o instituție colabora dincolo de sarcina pe care o are instituția. Pentru că omul potrivit la locul potrivit, mai ales când ai de-a face cu știință și cu miză publică care necesită curaj, e bine ca omul potrivit la locul potrivit să fie doi. Cel puțin. Da. Atunci a fost unul, Ticu Dumitrescu, și care n-avea absolut nicio șansă, pentru că era blocat de oamenii din arcul puterii, da? Era o putere PSD, PRM, absolut. Chiar trădat, adică i s-a promis. Dar asta spun că nu a fost susținut nici măcar de prietenii lui, din propriul partid.
Deci era singur, un om care se bătea singur, spunea trebuie să facem legea lustrației, trebuie să facem legea CNSS-ului să se deschidă arhivele. Da, 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 cum să nu? E, dar a venit această condiționare externă și n-au avut cum să facă, adică n-au putut să oprească chestia asta. Dar au făcut the next best thing. Facem o chestie formală. O să facem CNSS-ul, foarte bine îl facem, dar nu o să funcționeze, mai băieți. Deci, dacă ni se cere fondul, fondul poate veni într-o formă fără fond și atunci facem formă. Cam așa au judecat. Absolut. Aș sublinia, adică aș spune punctual, ca să nu ne ferim de cuvinte, datorită partenerilor americani datorăm înființarea CNSS-ului în mod precis. Adică americanii au spus, domnule, anii PNA-ul și CNSS-ul sunt niște direcții cumva salvifice pentru voi. Nu putem colabora, de pildă, cu agenții în serviciile secrete care au conivențe cu fostul aparat de represiune. Am câștigat odată războiul rece, nu ne mai întoarcem să luptăm cu aceiași care... Nu poți să dai secrete NATO pe mâna unor foști ofițeri de securitate, e scandalos. Revenind, în 2000, sigur, se înființează legislativ, 99-2000 se înființează legislativ, dar primele hotărâri CSAT de desecretizare au loc, când credeți, la 5 ani după, 2005-2006. Atunci e primul desan de arhivă important. Până atunci se lucra la metru liniar. Veneau 14 dosare, lucrați cu ele. Iar cine făcea asta, iartă-mă, era cineva care controla, nu? Adică se dădea cu această țirâită, prin urmare, ce trebuie spus este că serviți clientul. Paradigma, de fapt, în care CNSS-ul a apărut, este o paradigmă de control, în care decidentul politic construiește o instituție doar ca să bifeze o sarcină externă, dar, de fapt, funcționează într-o paradigmă de control. Anume, aici, nu cunoașterea a fost asetul principal și nevoia de cunoaștere, ci controlul. Menținerea controlului asupra arhivelor, implicit asupra trecutului. CNSS-ul, practic, a luptat intern cu piedici de toate felurile, încercând cumva să modifice din interior modul în care ceilalți au pregătit parcursul. Și cum se întâmplă în viață, când dai peste arhive dubioase, foarte dubioase, trebuie spus că CNSS-ul deține nu doar Arhiva Securității, deține și Arhiva Siguranței și Arhiva SSI-ului, prin urmare Arhiva Holocaustului e la noi. Foarte important de spus acest lucru. Toată Arhiva Holocaustului e la noi. Oricum toate aceste procese istorice sunt îngemănate. Această stivă de cadavre, eu am folosit o metaforă tot într-o discuție cu tine, cred. Ai scos stiva de cadavre din frigider, ai lăsat-o pe gresie și frigiderul nu mai are freon, nu mai funcționează, ea începe să se topească și începe să pută. Asta s-a întâmplat efectiv când am început să intrăm în mățăraiele poveștii. Și mățăraiele poveștii nu arătau deloc cum, nici măcar cum, de pildă, literatura memorialistică ne-a furnizat o primă imagine. După 90 toată lumea știe că a fost o inflație de literatură memorialistică a tuturor părților sau secvențelor din politica noastră interbelică. De la revival legionar, de la Sfinții Închisorilor, până la mărturii oneste de traume individuale. Absolut. De liberali, să spun. S-au inventat eroi, s-au rescris trecuturi, au apărut narațiuni care au încercat să picteze eroizant un trecut insalubru. Și CNSS a venit cu o materie brută, dură, înfiorătoare, din ambele totalitarisme. Intrând în peștera asta sumbră, cum spunea Mădălin, dai peste niște exemple și peste niște cazuri care te lasă mască, la care nu știi cum să reacționezi. De la răpiri, violuri în detenție în anii 80, de pildă, că toată lumea are vaga impresie că... Totul s-a întâmplat în anii 50. Da, exact. Că anii 50 au fost îngrozitori, știm din literatura memorialistică, literatura carcerală, înfiorători, blamabili, și încercăm să uităm sau să trecem sub tăcere anii 80. E, trebuie schimbată paradigma. Poate o parte a discuției noastre e important să se ducă în direcția a ceea ce a schimbat, de fapt, contactul cu arhiva. Cei care, în fine, au trecut prin facultățile de istorie, sunt obișnuiți cu o anumită interpretare a comunismului și a fascismului. Contactul cu arhiva te obligă să privești și să gândești altfel. Comunismul arată altfel, din perspectiva arhivei, rezistența arată altfel, din perspectiva ei, eroii arată altfel. Și sunt alții câteodată? Și sunt alții, da, mă tem, sunt alții.
iar imaginea e mult mai firească, mai tonică și mai cinică, mai neașteptată. Dar mai realistă. Și dar mai realistă, asta, exact. Asta e tot ce contează exact. În efortul acesta de a, de a nu avea într-un cor mandatat doar două voci sau una și jumătate. Însă ar trebui să vă întreb aici, nu e așa că nu spuneți, spunând acest lucru, că arhiva este deja adevărul istoric, ci că ea însăși trebuie filtrată, pentru că acolo sunt cu siguranță și voci care, voci ale autorităților de atunci, securitate cu toți, care nu poate fi 100% crezută în metabolism intern, dar că fără ea în tot cazul nu se poate, adică a face doar suprafața memorialistică sau partea oficială a istoriei, fără arhivă, aia cu siguranță nu se poate. Adică știu că în cercetările voastre n-ați dat un credit absolut negândit documentului de arhivă nefiltrat, necoroborat și așa mai departe. Adică activitatea critică rămâne la fel de viguroasă și în contactul cu arhivele. Așa cum tot critic trebuie să fim critici față de lipsa arhivelor. Atunci când avem o problemă unde știm că ceva a fost secretizat sau... Adică știu că ați nuanțat foarte mult aceste documente, nu v-ați predat unui colonel de securitate din 83. Nu există un fetișism al documentului, dacă la asta, și bănuiesc că la asta te referi. Pe de altă parte, asta eu... Să nu se înțeleagă cumva... E o acuză foarte pervers asta, că toată lumea le zice, băi, iertați-mi limbajul colocvial, referindu-vă doar la arhive, sunteți prizonierii discursului represiunii, adică autorului documentului. Nu asta vreau să spun, firește. Știu că nu asta. Vreau să spun doar că voi înși vă parați cu exercițiul critic exact tipul ăsta de acuză. Da. Sigur că toate documentele de arhivă sunt scrise de autorități sau de diferite entități ale statului, de pildă. Dacă spune că cineva a murit în detenție, a murit în detenție. Da, sigur că ele este un exercițiu... E foarte probabil să fi fost. Minimal că îl calibrezi, orice document, nu ai acest fetiș, îl calibrezi cu alte tipuri de documente, mărturii, surse indirecte, surse orale și așa mai departe. Este evident, e obligatoriu asta. Dar arhiva nu deține numai punctul de vedere al represiunii și al opresorului. Ea are straturi. În arhivă sunt vocile oamenilor simpli, sunt vocile unor civili neimplicați. Este istorie economică, este istorie socială, este istorie a vieții cotidiene, sunt tot felul de straturi. Prin urmare, economia paralelă în cifre pe care o gestionau serviciile diferite feluri, acolo cifrele se presupune că sunt valide pentru că pe baza lor se făcea această a doua economie, nu? Conturi secrete. Acest mare istoriograf care a fost Securitatea și Siguranța și SSI-ul au lăsat în urmă o memorie redutabilă și memorie pe straturi redutabilă. Deci da, filtrăm, da, comparăm, da, calibrăm. Nu se poate altfel, evident. Începând ca tot exercițiul istoricului, de la arhive, acolo unde sunt arhive. De la surse primare. De la izvoare. De la izvoare, exact. Da, aș mai adăuga eu ceva aici. Sigur, asta e o discuție recurentă. Cât de mult poți să creditezi Arhiva Securității? Și aici sunt grade de discuție, pornind de la gradul, să zicem, zero. Primii care spun nu puteți credita Arhiva Securității sunt colaboratorii Securității, care spun, ai da, nu, că Securitatea inventa chestiile astea și făceau acolo rapoarte și ei, de fapt, eu nu eram, scriau acolo, luau și... Că știți cum era cu producția la hectar și trebuia să raporteze și informatori și atunci, nu, erau... Nu puteți să luați în serios chestiile alea. Gradul zero, arhiva care există, de fapt nu există. De fapt nu există și, ca să citez o celebră doamnă din mediul intelectual, ar fi bine să-i dați și foc, dacă tot. Nu e cazul să ne mai... Acest pasaj mi-a scăpat. Ți-a scăpat? Da. Mie nu. Sunt absolut. Mie nu mi-a scăpat. Și sunt convins că cea mai bună soluție... E o chestie din asta, știi, când deschizi o ladă din asta... Tu crezi că în lada aia o să fie niște chestii foarte mișto, care o să-ți creeze o anumită aură, o să fie o chestie care o să... La cutia Pandorei, la moartea cu Chichița din Tinerețe fără bătrânețe, lăzile de tipul ăsta sunt urât mirositoare. Sunt urât mirositoare, dar oamenii dintr-un motiv care mie îmi scapă credeau că o să fie frumos mirositoare.
a fost urât milositor. Și mai nasol a fost când substratul urât milositor, ghișce, erau și alte strate și mai urât milositoare. Și ghișce, când te-ai bucurat că un adversar politic sau un prieten sau un dușman intelectual e deconspirat, la 2 ani a venit rândul prietenului tău să fie deconspirat. Exemplu cel mai clar fiind al acelui președinte de la începutul 2005 care a făcut acest gest fundamental de a citi corect și realist legea de fundare CNSAS, care 20 de ani după este cunoscut ca Petrov. Da. Două lucruri, adică unul, am pornit de la chestiunea asta cu nivelul zero, pentru că ăsta este, argumentul ăsta cât creditați Arhiva Securității, o chestie de care noi ne lovim zilnic, pentru că efectiv în procese, la tribunal, asta este prima linie de apărare a oricărui ofițer de securitate sau informator al securității, care spune documentele alea sunt false, nu poți să le dai crezare, ce scriu aia acolo. Interesant este că ei folosesc argumentul ăsta bazându-se pe ce? Pe greșeli. Într-adevăr. Și pe faptul că... Nu. Securitatea era o instituție românească. Caragiale plus Stalin, da. Da, deci o instituție românească, nu erau niște aterizați din, nu știu, erau 30.000 de englezi care au venit în să lucreze. Filologi critici. Nu, erau români de ai noștri, care mai greșeau un nume de familie, mai în loc să vină la apartamentul 2, se duceau la apartamentul 5. Îl confundau pe, nu știu, un mare scriitor cu fiul unui zidar. Ei, pe genul ăsta de erori pe care le făceau, pentru că asta era. Așa se lucra. Păi clar, dacă nici numele nu mi l-au scris corect, vă dați seama, deci nu e. Înțelegi? Da. Genul ăsta de argumente. Da. Nu este, ce fac eu acum nu este o pledoarie pentru luarea de bună a întregului. Evident că trebuie să ai tot timpul o raportare critică, dar și tipul ăsta de arhivă e un tip special, nu e orice tip de arhivă. Este o arhivă creată de securitate care era un instrument de poliție politică a unui regim totalitar, astfel încât ea nu a fost vreodată făcută cu ideea că va fi citită de altcineva în afară de creatorii acelui regim totalitar. Și aș adăuga aici, Mădălin, făcută mai ales, exact în condițiile astea, cu intenția ca sistemul totalitar, prin această poliție politică, să funcționeze. Exact. Statului totalitar comunist în joc și a însă și instituția. Exact, și aici aș pune întrebarea. De ce s-ar fi păcălit securitatea singură? Când ea avea un job de făcut și anume să susțină regimul, de ce s-ar fi automințit securitatea când jobul ei era să vadă situația și vorbeai cu Mihai mai devreme de chestiunile economice. Nu există imagine mai precisă a economiei României din anii 80 decât cea din documentele făcute de securitate, din rapoartele făcute de ofițerii care lucrau în întreprinderi, care lucrau pentru că aia vedeau ce se întâmplă. Aia spuneau acolo, muncitorii fură, muncitorii seama, nu merge nimic, nu avem materie primă, nu avem... Dacă te uiți pe cărți sau pe studii publicate cu economia, e extraordinar. Dacă citești stenogramele Comitetului Central și vezi acolo că Nicolae Ceaușescu vorbea cu ceilalți, avem 200 de milioane și o să mai face. Dacă iei de bune lucrurile alea, o să zici, doamne, dar într-adevăr erau niște chestii extraordinare. Păi te duci în documentele astea și vezi că realitatea din teren pe care ei, securiștii ăștia, o treceau acolo, era cu totul altă. Deci sunt câteva chestiuni, repet, răspunsul e undeva așa la mijloc, dar nu putem să ignorăm chestia asta, adică nu putem să spunem, băi, arhiva aia n-are nicio valoare pentru că este doar o chestiune făcută de securiști, pentru că ei, vă dați seama, numai ipoteza asta, adică e ca și cum ei ar fi știut din anii 50, 60, 70, 80 că o să se decretize, că vor intra pe muși, vom citi noi arhiva și atunci s-au apucat să mistifice niște documente, să nu ne prindă Demetriade și Hodor. Aș mai dărâma un mit apropo de accesul la arhivă, că e bine să folosim tot timpul perspectivele comparatiste. Tu știi mai bine ca noi. În Germania, arhivele Stasi, de pildă, au fost ocupate fizic, asta e un eveniment unic în istorie, de civili. Celebrele comitete cetățenești s-au dus peste arhive, peste sediile Stasi, le-au ocupat și au pus mâna pe arhive. Asta s-a întâmplat în 90.
În 91 se înființează Comisia GAUC, Comisia de Prelucrare a Arhivelor Stasi, care devine funcțională un an mai târziu. Și în 1992 Germania înregistrează 5 milioane de cereri de acces la propriul dosar. Rețineți cifra, în 1992. Câte cereri de acces la dosar credeți că a înregistrat CNSAS-ul din 1999 până azi? Știi? Excelent, Mihai. E o cifră care e șocantă și pentru mine, am calculat. Da. Undeva la 58.000 de cereri de acces, sub 60.000. Bun. Avem un județ integru, până la urmă, sau un oraș de provincie. Nu, dar explicația... Când ne retragem acolo, cred că o să funcționă. Explicația, dincolo de tușa asta ironică, e mai dură. Și anume, când deschizi arhivele în 99 și le faci operaționale în 2005, deci la 15 ani de la momentul fondator al Noii Republici, ai 15 ani de continuă dezamăgire și frustrare. Pentru că alea 5 milioane de cereri de acces la dosar ale nemților s-au produs în proximitatea evenimentului revoluționar. Și de fapt nemții spun așa, noi ne-am născut după 89, cum spunem și noi cu Revoluția, nu? Noi ne-am născut în 89, prin urmare, și asta cei care au studiat știu, în actul fondator al Uniunii dintre cele două Germanii, primul articol al actului fondator spune accesul la arhivele Stasi trebuie garantat de ambele țări. Asta e una, e absolut o parte, formidabil, adică... Este parte din actul fondator al Noii Germanii. Și proximitatea deschiderii față de momentul 89 a generat entuziasmul ăsta și implicit implicarea civică. Întârziind accesul, 15 ani, evident că generezi în corpul social o masivă dezamăgire și neîncredere. Pentru că ce spuneai cu arhive militarizate și cu funcționarea în paradigma controlului, a creat, de fapt, în spațiul românesc și a condiționat o instituție formală și a descurajat sistematic și programatic accesul la arhive. Și asta e o parte a nervozității noastre din ultimii ani, acest mandat, de fapt, defectuos al statului. Statul român n-a intuit corect mandatul Revoluției din 89. Și nu doar că nu l-a intuit, l-a falsificat. Și a funcționat ca și cum acest mandat n-ar fi existat. Iar aceste instituții create sub presiune externă sunt, de fapt, variante formale de a bifa niște chestiuni, dar ascunzând în spate o voință mai degrabă de neîmplinire a acestui mandat. Deci cifra e falsă cumva, adică sigur că sunt 59-58.000 de oameni lucizi care au dorit să-și afle trecutul, dar în același timp sunt probabil câteva milioane de dezamăgiți care n-au mai vrut să se ducă la CNSA să-și afle dosarul. La care aș adăuga, mulțumindu-ți că ai făcut pentru noi toți calculul acesta, care mi se pare esențial pentru, adică l-aș trece într-un capitol 30 de pagini despre 30 de ani ai României postcomuniste. Cifra asta aș trece-o acolo, mi se pare foarte telling. Aș adăuga și faptul că în 15 ani mor o parte dintre cei care ar fi fost justificați și chiar acerbi în a-și face curat în câmpul social, în propria amintire și așa mai departe. Deci este inclusiv pierderea asta demografică. Ca să mai facem un pas mai departe, aș vrea să vă invit... Tocmai pentru că diferența față de Germania reunificată atunci, 91-92, iată cu Institutul GAUC funcționând plenar, funcționând ca un exemplu de cum se face încă o dată, cum Germania își face travaliu de memorie foarte consistent și foarte neîndurător cu ceea ce s-a întâmplat în Est, la vestul lumii, la vestul Pactului de la Varșovia, la vestul Moscovei, vestul extrem comunist al Moscovei. Nu numai că noi nu avem ideea de arhivă, deci de memorie, deci de autoscopie istorică, înscrisă undeva, asumată mai ales în funcționare interinstituțională, dar voi înși vă a trebuit să o luați pe cont propriu, dar, de fapt, asumând tocmai mandatul legal CNSAS, unde sunteți cercetători, de a scrie președintelui
și de a cere ca în baza legii de funcționare să facă măcar 30 de ani după reparație istorică pe care și-o asumă tocmai instituția aceasta care are o poziție de pivot în metabolismul social, politic, istoric românesc. A doua, după care o să-ți dau microfonul. În noiembrie 2017 am scris președintelui. Da, o să explic imediat. Mădălin, într-o discuție anterioară cu Mădălin, Mădălin căuta documente despre Revoluție, niște planuri de măsuri, niște strategii operative și așa mai departe, iar eu căutam, ocupându-mă de Revolta de la Brașov, arhitectura represiunii, care schimbă cumva modul în care înțelegem de fapt finalul anilor 80. Bun, nu le găseam. Și atunci ne-am gândit, ok, hai să-i scriem lui Iohannis o scrisoare deschisă în care i-am explicat că trebuie să funcționeze ca mediator și să intermedieze relația cu deținătorii de arhivă. Răspunsul a venit foarte repede, deci noi pe 28 septembrie 2017 am semnat scrisoarea asta, răspunsul a venit la 2 sau 3 săptămâni, de la consilierul prezidențial care e acum ambasadorul nostru în Statele Unite, Andrei Muraru, a urmat o luptă de tranșee masivă, consistentă, de lămurire a deținătorilor prin intermedierea administrației prezidențiale. Există și noroc în România, norocul ca unele instituții să fie ocupate de oameni care înțeleg problematica și care înțeleg ecartul istoric pierdut, care înțeleg cât de necesar este, de fapt, pentru consolidarea democratică, cât de necesar este accesul la arhive. Și rezultatul s-a văzut cu toate instrumentele cerute acum câteva săptămâni, când au început să vină masiv toate dosarele de cadre, să vină baza de date informatizată și multe alte dosare. De data asta e vorba de kilometri și e vorba de completarea cea mai largă făcută la fondurile de arhivă CNSS, exact. Din ultima vreme. Exact. Adică nu este un simplu adaos de arhive, e pur și simplu, practic, e CNSS 2, dacă aș putea spune așa. Este CNSS-ul care abia începe. Este CNSS 0, de fapt, deși mulți cred că ne apropiem de sfârșit. Ar trebui să ne desființeze, pentru că și așa, am stat 30 de ani și n-am făcut nimic și așa. Ideea este că Mihai vorbea de luptă de tranșee. A fost o luptă de tranșee din 2000 până în acum, 2022, și n-am terminat. Mai avem niște tranșee de cucerit și oamenii de abandonat. Adică am povestit un pic despre ideea asta de a face o instituție formală. Ok, asta a funcționat primii ani. N-aveam dosare deloc, aveam câteva și mă uitam la televiziuni care stăteau în fața CNSS-ului și așteptau să mai apară câte un nume care să fie de conspirat. Și uitându-te la televizor, aveai senzația asta că CNSS-ul lucrează intens, acolo se descoperă lucruri. În realitate, primeam dosarele în portbagaj unei mașini. Atâta veneau, un portbagaj de dosare și noi le luam și le studiam. Deci asta a fost varianta de avarie pe care au găsit-o imediat în 2000. În 2006, când Traian Băsescu face gestul masiv de a preda masiv arhiva, se întâmplă hotărârea CSAT, era și a fost o chestiune interesantă. Traian Băsescu a dat masiv arhivă. Problema a fost că această arhivă a venit fără evidențe. E un ocean. Da, te rog să intri în biblioteca Academiei și să, fără cartotecă, fără indici, să nu găsești niște cărți. Să spui, vreau să te pipăi și ce urlu este. Exact. Diavolul în detalii. Și, într-adevăr, deci noi aveam ceva evidențe, dar a continuat sistemul ăsta dual de control. Deși noi aveam mare parte din arhivă, consistent de mare parte, în 80% din ea nu știam ce e. Și aici revin un pic, pentru că aș vrea să precizez chestiunea asta cu accesul la dosar. În general, pe chestiunea asta există ideea că oamenii își văd dosarul.
legea românească nu spune să-ți vezi dosarul, ci că ai acces la orice tip de informație care te privește, care poate să fie un dosar individual al tău, dar poate să fie pur și simplu o hârtie în care ești menționat tu într-un alt dosar. Deci ăsta e accesul. Nu este la dosarul tău. Este la orice informație care te privește și care se regăsește în arhivă. Deci un cetățean român, chiar dacă nu are dosar, el. Sunt multe cazuri. Au fost multe cazuri de-a lungul anului, oameni super dezamăgiți care au zis, nu se poate să n-am dosar. Deci pe eu, taică mi-a fost țărănist, nu știu, liberal, pe mine m-a urmărit, știu sigur că m-a urmărit. Dar eu totuși n-am dosar. Și atunci, bine, răspunsul era să ridici din nume, să spui, nu știm, că noi nu avem. Dar există această chestiune pe care e bine să o înțelegem. Chiar dacă nu ai dosar, asta nu înseamnă că în acei 40 de kilometri nu există documente despre tine. Că securitatea era un aparat birocratic care funcționa după niște reguli și Dumnezeu știe pe unde le puneau și care era interesul lor. Arhiva Securității era arhivă operativă. Repet ce am spus, era arhiva unui serviciu de poliție politică. Interesele lor nu era să păstreze arhiva, interesele lor era să facă ceva cu informațiile alea. Deci dacă eu, ca ofițer de securitate, aș fi considerat că tu ești mai interesant dacă te lipezi de grupul de dialog social, nu avea niciun sens să-ți țin dosarul tău individual. Luceam acolo împreună cu ceilalți prieteni ai tăi. În cadrul acestui dosar pe vremuri. De grupul dialog social. Da. Deci am făcut paranteza asta pentru că ai adus în discuție chestiunea, și a adus Mihai în discuție chestiunea cu accesul, care este iarăși o chestie. În legea românească este foarte bun. Deci partea asta de acces în lege e bună. În Germania ai acces la copii anonimizate. Aveai, că acum nu s-a terminat, dar în România vezi nemijlocit dosarul, ceea ce e cu totul diferit. Cu totul diferit. Bun, deci vorbeam de tranșeele astea. Deci, în 2006 au abandonat iarăși un tranșeu, dar au păstrat în continuare puterea asupra arhivei prin faptul că tu degeaba o aveai dacă nu aveai și instrumentul să te uiți în ea. Da? Și de aici vine chestiunea că cumva CNSAS a funcționat și ca un paratrăznet foarte bun pentru cei care au dorit controlul și rămânerea controlului asupra arhivei. Pentru că unde merg oamenii nemulțumiți? La CNSAS. Dar oamenii nemulțumiți nu știu că CNSAS-ul, ca să afle informații despre ei, scriau în continuare la SRI, la SIE, la MAI și îi întrebam pe ei, cu Tărescu, aveți vreo informație despre el, în ce dosar se găsește ca să putem să îl dăm? Și deci toată chestiunea asta a funcționat. A funcționat o bună perioadă de timp și asta a funcționat în paralel și cu altă chestiune foarte importantă, anume cu păstrarea unor bucăți de arhivă în custodia altor instituții o perioadă lungă de timp. De pildă, nu știu dacă publicul nostru știe, dar dosarele preoților sunt la MAPN, ca să dau un exemplu. După scrisoarea adresată președintelui României în martie 2021, ne-am enervat din nou și i-am scris ministrului apărării, într-un mesaj mai contundent, dar politicos, dar ferm. Pentru că ministerul apărării ar trebui să fim cinstiți, să fim onești și să spunem franc adevărul. Toate reflectoarele în mod instinctiv și firesc au fost puse pe Serviciul Român de Informații, deținător, bun. În spatele acestei atenții focusate au stat niște băieți pitiți în sub masă, fără să spună un cuvânt, și care au spus, ok, lăsați-i pe aia să îndure oprobiu public și criticile consolidate, că noi, la noi nu se așteaptă nimeni să găsească dosar. Și sunt mai multe ministere și servicii care... Scriindu-i Ministerului Apărării, am spus, practic, că știm ce au. Și am spus ministrului cu subiect și predicat ce tipuri de arhivă există la ei. Istoria e publică și ar trebui să o, foarte pe scurt, să o spunem. Ministerul ne-a răspuns, recunoscând publicarea arhivă, dar este de siguranță națională și că va face cu CNSAS o comisie mixtă în care vor decide aici dacă și cum o să o livreze, după care, la câteva luni distanță, într-un mod foarte în tăcere, au făcut următoarea manevră, care e scandaloasă.
au pus în transparență decizională fără să anunțe public un HG care stabilea în felul următor transferul, cu ghilimele, al acestei arhive. Au spus așa în acel HG: suntem de acord să vă dăm arhiva, dar de fapt rămâne fizic la MAPN, iar accesul la ea este facilitat de legea accesului la informațiile de interes public la 544. Cu alte cuvinte, pentru cine nu știe, pe 544 trebuie să demonstrezi interesul public ca să ai acces la informații. Deci nu era de fapt o voință de predare a acestei arhive, era de fapt ele rămân la noi, iar noi gestionăm accesul pe 544. Inițiativa a fost oprită în ultim moment, la cel mai înalt nivel, pentru că ar fi fost o catastrofă nu doar pentru CNSAS, dar și pentru Ministerul Apărării. Dar această avertizare a trebuit noi să o bifăm. Noi a trebuit să fim atenți tot timpul că un minister încearcă, de fapt, să nu soluționeze o problemă într-un mod foarte, cum să spun, toxic. Și MAPN-ul deține nu doar, cum spunea Mădălin, arhivele care i-ar interesa direct, adică contrainformații militare, cu ce urmărea securitatea în câmpul armatei, deci domeniul lor de activitate, dar și alte arhive, printre care cele ale preoților. Și asta se vede și din răspunsul public, pentru că vorbesc de organizații de drept public și privat pe care trebuie să le protejăm. Mădălina a spus asta public, am spus-o și eu, Ministerul Apărării și în 89, dar și în 90-91 a capturat pur și simplu arhive. Era o măsură, și asta este o parte a identității statului român și a culturii militarizate a statului român, că trebuie să pui mâna, controlul pe arhive, pentru că în felul ăsta de fapt controlezi trecutul și ai o garanție că viitorul e previzibil. Asta e scandalos că au făcut asta. Nu doar ei, toți au făcut asta. Și SRI și SIE, toți au făcut asta. Au plecat de la prezumția foarte toxică că societatea e fundamental imatură și că nu merită să se confrunte cu propriul trecut și că noi, paternalist, suntem singurii care putem să dăm girul, pașaportul pentru acces la trecut. Nu, tu nu ești în stare să-l studiezi. Ești imatur, ești nepregătit și n-ai dreptul ăsta. Noi știm mai bine cum ies și cât să-ți dăm din... Și asta e valabilă, politica asta e valabilă, de fapt, și pentru arhivele naționale, dar cu atât mai mult pentru arhivele de tipul ăsta, care sunt speciale. Plus alianța pentru un istoric al religiilor care a citit măcar Dumézil și care știe că în trifuncționalismul societăților indo-europene din India până la celți și irlandezi, ai prima funcțiune socială care este a preoților, a doua care e a luptătorilor, a militarilor și a treia a agricultorilor. Alianța dintre primele două în materie de păstrare a secretului este cu totul și cu totul nenaturală. Cum adică arhivele primei funcțiuni să le dea în adăpost celei de-a doua funcțiuni indo-europene? Cum adică preoții să cedeze totul militarilor, ba chiar în fanfara celor, nu știu, 80, 90, 95, 103% de încredere publică în aceste două instituții, biserică și armată? E clar că aici noi avem o imagine mișcată a ceea ce se întâmplă veritabil sau s-a întâmplat, câte vreme accesul acesta a fost rezervat, restricționat, și că și odată dat nu s-au făcut deja marile sinteze pe probleme transversale pe 50 de ani încă, noi având deja 33 de ani față de 41 cât a durat comunismul sau față de 68 de când avem probleme de gestiune a trecutului. Deci suntem cu toții într-o întârziere istorică unde abia acum s-au făcut niște breșe cu adevărat formidabile care, dacă vor fi susținute, vom avea acele sinteze de istorie cu publicare de documente și cu analiză comparată și în regimul Europei de Est, dar și în perspectiva cum își gestionează o societate trauma anterioară, răul anterior, cum își îl depășește, cu ce oameni și cu ce înțelegere a acestor oameni și cu ce dialog între ei, în așa fel încât funcțiunea adevărului să poată să izvorască în centrul societății, nu să fie marginală și hărțuită. Pentru că marea problemă a acestor arhive și cu atât mai multe arhivelor securității, ca și ale siguranței în privința legionarilor și a amorului de doctrină între legionarism și comunismul
târziu românesc, este faptul că noi n-am surmontat cu adevărat, dincolo de exemplele individuale și de inițiative particulare, noi n-am surmontat, noi nu putem spune că suntem în 2022, așa cum sunt cehii, polonezii sau germanii. Aceasta este impresia mea, inclusiv de călătorie sau de discuții cu cei de vârsta noastră în aceste țări. Suntem foarte în urmă și s-a folosit politic de multe ori, adică s-a revigorat cumva interesul pentru un caz sau altul ca un fel de bâtă politică, care, așa cum ați spus-o, se întoarce, de fapt. Și societatea în ansamblu ar trebui, cum voi ați repetat-o de foarte multe ori din unghi, fără să repetați stereotip, ați regăsit puterea argumentului, adevărului, plus curajul, fără de care nu se schimbă nimic, și când ați discutat Revoluția, fondurile securității, fondurile lui Ceaușescu, dar și anii 50 și fenomenul Pitești. Așa că aș vrea să vă întreb cum vedeți și coalescența asta și această îmbinare între, cu tot cu personaje și cu tot cu doctrine, între fascismul românesc, între legionarism și intrarea în primii ani comuniști și cu supraviețuirile de după 90. Avem personaje printre noi, inclusiv intelectuali de marcă, foarte anticomuniști, care nu vor deloc să facă curățenie și la colon, doar la intestinul subțire, sau invers. Păi, ar trebui să... Funcționează? Dați-mă că am fost cam lung. Ar trebui să spunem că discuția în jurul anticomunismului din anii 90 și cei care s-au implicat activ în povestea asta, hai să-i numim activiști, sau intelectuali implicați, sau intelectuali civici implicați puternic, conturat, s-au referit strict la povestea comunismului, refuzând să accepte povestea defascizării. De fapt, România nici nu a trecut prin defascizare. Perioada dictaturii Antonescu, perioada complicității cu fascismul românesc, s-a sfârșit în anii 45-46 cu niște procese ale criminalilor de război, atenție, construite sub ocupație sovietică și sub, în plin proces de comunizare. Tribunale populare. Da, evident că probatoriu este redutabil acolo, evident că ele, analiza acestor procese este foarte solidă, dar contextul a făcut ca ele să fie delegitimate. Spunându-se, ok, s-au ocupat comuniștii de asta, prin urmare ele sunt nedrepte și modul în care au fost construite procesele astea ale fasciștilor și complicilor lui Antonescu, de fapt a combustionat memoria fascistă. Și o memorie, una dintre memorii fiind resentimentară și profund nostalgică. Din cauza acestui context în care procesele au avut loc. Prin urmare, pe scurt, defascizarea în România nu s-a petrecut. Și mai mult decât atât, actorii implicați în procesele criminalilor de război au avut 40 de ani de victimizare, spunând, suntem complet nevinovați, am fost acuzați într-un mod nedrept de comuniști, suntem niște victime. Asta a făcut ca în 90 activiștii anticomunismului să vorbească doar în nume propriu, refuzând de pildă să accepte participarea României la Holocaust. Lumea nu știe, dar în materie de ucis oameni, România e pe locul 2 după Germania fascistă. Asta trebuie repetat până la sațietate. Din fericire aici, colaborarea voastră cu alți istorici, de pildă cu Adrian Cioflâncă, cu Centrul de Studii al Istoriei Evreilor, cu alte organisme internaționale preocupate de problematica inevitabil comparativă a Holocaustului, a pus lucrurile în perspectivă destul de repede. Și da, poate că cu toții ne reproșăm că n-a ajuns mai departe în conștiința publică, pentru că vedem cât de ușor ascensiunea unui partid decis extremist și antidemocratic, precum e AUR, a refluat discursul antisemit la început, după ce a luat niște ipocrite măsuri de siguranță. Eu cred că în toate partidele politice există pături consistente de fasciști și de antisemiți, numai că AUR a fost foarte generos și a primit cu brațele deschise. Dar alminteri ei sunt democratic răspândiți. O consecință perversă a absenței acestei perspective a condamnării fascismului în intelectualitatea noastră anticomunistă este că
complicitățile comunisto-fasciste, modul în care s-au hibridizat discursurile la sfârșitul anilor 80 și nu numai, începând din 68 consistent, au fost ignorate. Ceaușescu, și asta e o chestiune care trebuie spusă, aplicat, Ceaușescu a reinventat un discurs și a construit un discurs aproape creaționist în legătură cu refacerea și construirea omului nou, care avea în identitatea lui o legătură cu obsesia legionaro-fascistă de edificare a unei purități antropologice. Dintr-o nevoie internă de legitimare, Ceaușescu a preluat discursurile astea și le-a forjat în ceea ce în deopște se numește național-comunism. Este de fapt un discurs foarte toxic în care rudimente fasciste sunt preluate și conduse în interiorul a ceea ce rămâne de fapt din comunismul târziu. Partidul dispare în anii 80, supraviețuiește, partidul nu mai există în anii 80, structural, ierarhic. În schimb, există acest discurs însoțit tot timpul de represiune. Complicitatea asta a discursului extremist, antisemit, fascist, traversează 89. Și nu, activiștii anticomuniști nu ies din complicitatea asta. Refuză să accepte onest în față ambele responsabilități. Cumva asta a creat dureroase tensiuni cu o altă categorie de victime, față de care ești egal responsabil, și anume victimele Holocaustului. Nu poți privi lucrurile, cum spune profesorul Shafir, într-o martirologie competitivă. Nu poți alerga lăsând în urmă alte victime. Perspectiva asta competitivă este înfiorător de toxică și creează răni. În fine, este și e foarte impertinentă. Greșește fundamental. Adică transformă, cum nu există jumătăți de adevăr istoric, nu există deloc adevăr istoric când se ecarisează o bucată atât de lungă și elocventă de istorie, care e cea legionară, care e cea antoneștiană, care e cea participării României la Holocaust, a statului român la Holocaust, și care și-a inventat această scuză că au fost prea puțin timp la putere în comparație cu cât avea să stea comunismul. Și fiind tot timpul pe locul 2 sau emigrați în diferite centre legionare din Europa sau America de Sud, și-au scris liniștiți cărțile care n-au otrăvit tinerețea. Au fost lansați la începutul anilor 90, se numeau Petrețuțea și alții. Au zburdat, inclusiv... Pardon. Și încurajați. Și încurajați, sigur, tocmai încurajați, adică au luat imediat fața ca și cum asta era pe celălalt talger. Nu, ei împreună erau pe același talger. Mădălin, din perspectiva ta, unde se plasează, care vezi a fi plexii istoriografici, să le spun așa, unde ar trebui intervenit cel mai repede acum, tu care ai deschis atâtea dosare și ai făcut atâtea demonstrații, care au intrat în conștiința publică, e cazul amândurilor, au intrat în conștiința publică, cum a fost și implicarea legionară în fenomenul Pitești, adică 30 de ani după, studiile lui Mihai Demetriade demonstrează că literatura împricinaților sau a celor imediat următori este o lucrare de ficțiune față de ceea ce spun documentele comparate cu toate celelalte surse. Mădălin, care ar fi punctele de nevroză istoriografică spre care ai lansa următoarele rachete de tonaj? Asta e o provocare. Cum s-a spus în 80, tovarăși, asta e o provocare. Nu. Aș vrea totuși să nu, adică înainte să, n-aș vrea să, adică nu vreau să găsesc niște subiecte pe care să le spun acum, ar trebui să facem asta sau ar trebui să facem cealaltă. Și cumva aș vrea să nu trecem peste o chestie pe care ai spus-o tu și pe care o găsesc de maximă importanță, de maximă importanță, de fapt asta este chestiunea care ar trebui să stea la, mă rog, să fie în centrul discuției publice în momentul ăsta. Democratizarea cercetării. Democratizarea cercetării care vine cu democratizarea arhivelor și cu deschiderea arhivelor. Nu poți face cercetare atâta timp cât ai arhive, ai corpuri de arhive blocate.
Cum poți să scrii istoria comunismului când mai ai nu știu câte arhive secrete? Cum poți să scrii și istoria creștinismului în secolul 20? Da, orice, istoria bisericii, să înveți istorie. Da? Și în plus de asta, nu e vorba, nu e vorba numai de arhivele securității. Noi suntem, că vorbeam, ne întrebai mai devreme, ce expertiză și cum ați construit și cum ați învățat lucrurile astea. Am mai învățat și alte lucruri în afară de Arhiva Securității. Și un lucru important pe care l-am învățat în anii ăștia a fost acela că securitatea nu a fost singură în sistemul represiv. Ea a fost ajutată de alte instituții. A fost ajutată de justiție, a fost ajutată de miliție, a fost ajutată uneori de armată, a fost ajutată de partid. Deci toate arhivele astea nu sunt în spațiu public și nici nu se vorbește despre ele. Da? Deci nu se vorbește despre ele. De ce nu se vorbește despre justiție? Despre arhivele care sunt la Ministerul Public, în justiție. Avem discuția aceea toxică despre binom, dar cum a apărut, de unde a apărut binom? Nu cumva dintr-un model... Maestru Cristoiu a avut un rol. Maestru Cristoiu a avut un rol, dar Maestru Cristoiu, bine, el a utilizat acest concept într-un mod nociv. Dar acel concept era un concept real. Înainte de 1989 exista binomul. Justiția funcționa împreună cu securitatea. Practic, procurorii... Mădălin Hodor este cel care l-a deconspirat pe Ion Cristoiu în urmă cu 3 ani. Da, ceea ce ți-a atras numeroase procese. Doar mi-a atras procesul cu domnul Cristoiu, pe care l-am câștigat. Dar nu asta e discuția. Deci discuția este legată de chestiunea asta, de democratizarea. De ce e important? În momentul de față, îndrăznesc să spun lucrul ăsta, deconspirarea securității în forma ei pe care o face CNSAS-ul cu aceste procese împotriva ofițerilor de securitate, cu dezvăluirea numelor colaboratorilor, cu verificările care se fac legal, nu mai este atât de importantă, este secundară, a devenit secundară față de ceea ce CNSAS-ul poate oferi ca și cunoaștere și ca și cercetare relevantă pentru societatea de azi și de viitor, nu pentru cea de ieri. Arhiva asta despre care vorbeam mai devreme, care cuprinde Holocaust, comunism și așa mai departe, este vital ca ea să fie deschisă către acești cercetători. Cunoașterea în societate trebuie să vină de acolo. Nu de la o instituție a statului, nu CNSAS-ul. CNSAS-ul sigur are o componentă de cercetare, dar CNSAS-ul nu. Și că vorbeai despre lucrurile pe care le-am făcut noi, chestia pe care am făcut-o eu și, mă rog, a fost un pic așa prea, mi-asum chestia asta, că a fost foarte, a fost o, listele alea au fost o chestie care a stârnit foarte mare vâlvă și discuția din spatele lor a fost alterată. De numele respective și de toată chestiunea care a ieșit în presă. Dar acolo era vorba, printre altele, și de lucrul ăsta. De faptul că, ca și cercetător acreditat la CNSAS, ai dreptul să faci cercetare, ai dreptul să publici concluziile tale. Eu m-am judecat cu CNSAS-ul, am fost cercetat disciplinar, așa, și acuzația a fost că am prejudiciat imaginea instituției. Ar fi trebuit să existe un Mădălin Hodor la Alba Iulia sau Vaslui care să vină să descopere și să le publice, nu despre asta dacă era acreditat. În subsidiar nu despre asta era vorba, ci era vorba despre ce? Despre încercarea CNSAS-ului de a impune un monopol al cunoașterii. Adică, cu alte cuvinte, CNSAS-ul este singurul, sigur, există aspectele legale, dar dincolo de asta, CNSAS-ul a încercat să-și asume un rol de arbitru, CNSAS-ul a încercat să asume să-ți spună ție ceea ce tu ai voie să interpretezi citind arhiva CNSAS-ului, ceea ce este inacceptabil din orice punct de vedere. De asta zic, democratizarea cercetării. Cercetătorii trebuie să înțeleagă că ei au dreptul să facă lucrul ăsta și au libertatea să, arhiva trebuie să fie accesată, trebuie să fie citită, trebuie să fie exploatată de oameni care să scrie, care să facă, să ducă mai departe, pentru că noi astăzi suntem pe o cunoaștere formală. Tot ce s-a scris în anii 90, în anii de primă... E aruncat în aer. Nu e aruncat, deci nu e vorba... Nu e răscolit. Dar nu vreau acum să stârnesc noi frustrări și noi revolte în rândul celor care au făcut istorie în anii 90.
Nu este o încercare a mea de a da cu buretele peste tot ce s-a făcut, doar că lucrurile alea trebuie updatate pentru că cunoașterea a evoluat. Cunoașterea asta pe bază de arhive a evoluat. Știm mai bine azi ce... față de ceea ce știam în anii 90, fără arhivele astea. Nu s-a comentat, dar în lista ta erau câteva nume care pe mine m-au consternat de mari muzicieni. Erau câțiva mari muzicieni acolo, lumea muzicală nu a reacționat. Bine, n-a reacționat lumea muzicală nici când s-a furat Tenescu. Povestea nu e nici măcar asta. Da, nu, mă gândeam așa. Deci povestea nu este asta. Povestea publică e asta. Povestea este despre discuție. Da. Povestea este că noi, astăzi, noi de aici, trebuie să discutăm lucrurile astea. Și dacă nu le știm, nu avem cum să le discutăm. Anume, în calitate de profilare a viitorului nostru împreună. E despre bunăstarea societății de azi și de mâine, studiind bine toți acești 60 de ani. Mădălina a ridicat discuția controlului asupra discursului istoric pe care îl face o instituție, în speță CNSAS. Eu când am publicat analiza mea despre, să spunem, conflictul de memorie între narațiunile foștilor comilitoni fasciști și ce spun arhivele, instituția unde lucrez, evident că a acționat punitiv. Și a acționat punitiv, și asta e interesant, pedepsindu-mă, a acționat punitiv la sesizarea legionarilor. Adică aici e o dublă culpă. Pe de o parte, au luat în serios punctul de vedere legionar. E o asociație pro-legionară care a scris CNSAS-ului și a spus că trebuie construit o epurare la nivelul personalului și dați afară idioții aia care... Avem lege care ar trebui să pedepsească orice... Da. Există asociații legionare care scriu instituțiilor statului. Da. Pentru început. Sigur că e firesc să scrii tot felul de prostii. Problema e când e luat în serios un asemenea discurs. Dar instinctul e cel de pedepsitor și cel sancționator și cel cenzurator. Și asta pentru că nu există acest instinct al democrației cercetării. Pentru că există și revizionisme legitime în istorie. Nu orice revizionism este toxic. Iar rolul revizionisme, tocmai ca să le distingem. Dar istoria nu e o știință. În ciuda școlii Buzatu și altor școli de mari istorici români, istoria nu e o știință. Istoria este o narațiune probabilă despre trecut, care e tot timpul reevaluabilă și ajustabilă. Și practic este o fundamentală aproximare pe care o calibrezi în funcție de accesul la surse. Și uneori o poți calibra fundamental să devină altceva. Și într-adevăr, totul trebuie rescris. Nu ajustat. De pildă, cărțile despre rebeliunea legionară arată complet altfel în arhive. Comunismul anilor 80 arată altfel în arhive. Trebuie rescris. Revoluția română. Trebuie rescris fundamental. De, cum să spun... Diferențele sunt atât de mari, adică, de pildă, Mădălin știe mai bine ca mine, mitologia armatei care a salvat Revoluția Română. Nu e așa. Cum a ajuns armata să salveze? Sau, în fine, cum a ajuns discursul că armata a fost cea care a salvat Revoluția Română și e câștigătoarea Revoluției Române? Mitul securității care a dispărut în 89 complet neimplicat. Și așa mai departe. S-a ridicat, într-un mod miraculos. S-a desființat, exact. La ora 12. De rușine a intrat în autocombustie. Și a dispărut. Și așa mai departe. Și pe Cioroane îl urmăreau în iunie 90 încă. Deci capitole, pe scurt, sintetic, capitole întregi trebuie pur și simplu rescrise. Rescrise de la capăt. Pentru că, în realitate, furând, sechestrând trecutul, sechestrând accesul la arhive, istoricii din anii 70-80 n-au avut acces la arhive primare de tipul ăsta, pentru că, și asta trebuie spus, securitatea nu doar e un producător de arhive. Securitatea a furat arhive în anii 60-50, adică ce au făcut? S-au dus la arhivele naționale și au secretizat fondul și l-au tras la ei. Și asta a prejudiciat istoriografia românească de accesul la surse. Prin urmare, oamenii ăștia au scris din ce au avut. Dincolo de presiunea ideologică care nu poate fi ignorată. Prin urmare, capitole esențiale din istoria noastră contemporană trebuie reevaluate, trebuie rescrise de la bun început. Exemplu cel mai percutant, eu nu sunt un specialist decât transversal, așa, pe chestiunea Holocaustului și a crimelor și a participării la masacre, înainte de 89 nu s-a scris
aproape nimic despre povestea asta, fiind o chestiune asumat, îndepărtată, negată, în sens psihanalitic, îndepărtată. Psihanalitic și anume psihanalitic pe un secol și jumătate. Imaginea oficială a românului, că de român că nu era vorba, a românului era că el nu putea face faptele astea. Prin urmare, aceste fapte nu puteau intra în memoria publică. Cum să facă românul așa ceva? Da, asta prejudicează chiar și să te uita la fotografiile cu morțile, cu gropile comune, cu registrele de nume, cu... Eu aș duce un pic, aș mai adăuga, adică aș duce discuția un pic la încă o treaptă în sus și aș spune că nerealizarea acestor lucruri despre care noi am vorbit în seara asta, adică, nu știu, chestiunea asta parțială făcută cu încetinitorul, blocarea unor arhive, greutatea de a ajunge la niște discuții pe teme sensibile. De ce să nu discutăm teme sensibile, știi? Pentru că, uite, avem o narațiune pe care nu mai vrem să, la care nu mai vrem să renunțăm. Fiindcă așa ne-au spus-o unii în 90, știi? Noi trebuie să rămânem așa, ca în 90, că așa ne-au spus-o ea. Știi? Adică, în mod ciudat, avem încă tipul ăsta de referință. Dar nu, chestiunile astea, aș duce un pic mai sus. Unde duce toată politica asta? Duce la faptul că ajunge într-un moment în care e posibil ca statul nostru democratic să fie supus unei încercări. De tipul Ucraina, poate. Da? Și atunci, cum cetățenii tăi români se vor putea apăra de narațiuni dacă Putin va spune mâine că vrea să defascizeze România, pentru că în România nu știu ce legionari există sau au statui sau mai știu ce. Și atunci tu cum contrazii, cum vii, cu ce cunoaștere vii tu să opui lucrurile astea? Cu ce cunoaștere asimilată și cu ce asentiment de societate. Deci fără o discuție despre chestiunile astea, o discuție nu cu patimă, dar serioasă și e important să vorbești despre lucrurile astea și cu cât mai mulți oameni, pentru că cât mai mulți oameni să înțeleagă sau măcar să audă despre lucrurile astea. Pentru că altfel nu, ceea ce toată lumea spune, că consolidăm democrația. Cum consolidezi democrația dacă tu nu ai cunoaștere despre... Cum educi dacă nu ai cunoaștere? Da. Deci asta este de fapt relevanța lucrurilor ăsta și asta este de fapt motivul superior pentru care noi doi ne luptăm de ceva vreme. Nu ne luptăm ca să avem o ambiție personală pentru că nu avem ce face și trebuie să scriem scrisori și să deschidem arhivele și să apărăm în ziare cu interviuri și să spunem că nu se predau arhivele. Nu, noi ne luptăm pentru că am înțeles după 30 de ani de studiu a lucrurilor astea cât de importantă este chestiunea asta și cât de relevantă este pentru societatea românească de azi. Pentru că vedem oameni care nu înțeleg niște lucruri și sunt supuși fără voia lor, dar supuși unor operațiuni profesioniste de manipulare. În ziua de azi nu mai există chestiuni din astea. Astăzi pe Facebook, în câteva minute, creezi un val. Mii de oameni care o să preia lucrul ăla și o să fie convinși că este așa. Și contra nu vine nimic, pentru că n-ai ce să opui dacă tu nu faci pașii ăștia. Deci cumva toată chestiunea asta a arhivelor, activitatea CNSAS-ului și ce am discutat noi în seara asta, are și o miză actuală și îndrăznesc să spun viitoare. Exact, nu e așa despre vă citesc. Întotdeauna trecutul bine studiat și trecutul esențial cum e acesta, și că e un trecut total, nu e vorba de o porțiune sau alta a unui trecut de societate, este toată societatea și toată istoria recentă, duce la îmbunătățirea viitorului. Nu se poate pomăda cu apă de trandafir, dita mai cancerul. Și nu te poți face că nu e, că o să mor de el dacă nu-l tratezi în calitatea lui de cancer. Aș aduce aminte un eveniment recent. Izbucnește războiul Federației Ruse în Ucraina. Ok. În presa românească apare un discurs din ce în ce mai puternic, promovat de cei de la AUR, cum că noi avem un diferent teritorial cu Ucraina, prin urmare nu trebuie să-i susținem. De care nu s-a vorbit. Ok. Subliniez al doilea aspect al poveștii, tot AUR,
amintește de și susține agenda unionistă cu Republica Moldova. Dintr-o dată, antenele noastre ar trebui să zbârnie, să fim foarte atenți. De ce? Pentru că România a semnat un tratat de pace în 1947 și a semnat în anii 90 un tratat cu Ucraina. Prin urmare, avem o perspectivă juridică statuată în legătură cu granițele. O perspectivă revizionistă acum, în legătură cu... Înseamnă a te substitui, de fapt, Federației Ruse, care spune Crimea este a noastră, iar teritoriile din estul Ucrainei sunt ale noastre. Deci, practic, înseamnă, cum face aur, înseamnă a te comporta ca Federația Rusă. Înseamnă a spune că perspectiva tratatelor internaționale, iartă-mă, este nulă. Nu trebuie luată în seamă. Și că orice teritoriu este anexionabil, preluabil, oricând. Iar asta, aceeași greșeală fundamentală, se produce și în teoria sau în discursul unionist. Nu doar că nu e legitim să vorbești de unirea României cu Republica Moldova, pentru că e o țară independentă și pentru că există tratate internaționale care statuează granițele. Și pentru că ăla nu e un teritoriu românesc. E o țară independentă. Eu știu că noi am somatizat o memorie maternă față de teritoriul ăsta. Și știu că există o istorie foarte specială. Dar acum trebuie să ne comportăm cu maximă onestitate și răceală și cu o diplomație foarte, cum să spun, onestă în legătură cu discursul ăsta. Pentru că alimentăm discursul Federației Ruse, alimentăm amenințările de la Est, spunând că Republica Moldova trebuie să fie unită cu România și punând în pericol viitorul european al Moldovei. În spatele acestor narațiuni stă, de fapt, o necunoaștere istorică și o ignorare asumată. Simion, în fine, și Claudiu Târziu și alți lideri ai acestui partid se facă uită tratatele semnate de România. Și când se facă uită, ei, de fapt, se plasează automat în perspectiva Federației Ruse, care spune că nu contează ce s-a semnat între state. Ei fiind completamente demagogi când fac asta, așa cum este demagog Lavric când vorbește despre idealurile creștine ale legiunii pur spirituale și așa mai departe. Pe de altă parte, ce a făcut statul român prin instituțiile sale în ultimii, să zic, 10-15 ani cu privire la Republica Moldova? A mizat pe un personaj absolut sulfuros precum Plahotniuc, la nivelul unui instituții, inclusiv MAE, pentru că se poate spune asta, există analize suficiente în mai multe etape ale Ministerului de Afaceri Externe, a avut o politică de neînțeles, de rateu după rateu, și dacă Moldova a ieșit la lumină cu această președintă, doamna Maia Sandu, nu este pentru că a venit vreo contribuție din partea României. Iar asta s-a făcut inclusiv, cred, dacă pot să mă exprim până aici, că a fost membru GDS, cu concursul unor persoane și personalități din aparatul de stat românesc care au conivențe cu trecutul problematic comunist-legionar din spate, pentru că aceste lucruri sunt legate, pentru că dacă narațiunea e doar asta, n-a fost îmbunătățită, corectată, ea va continua să se reproduc. Aș aminti cât de important e să ai o țară democratică la Est, și anume Ucraina, aș aminti de o... iar o chestiune pe care, nu știu, purtătorii, reprezentanții partidelor, purtătorii lor de cuvânt, nu o amintesc. Blocarea arhivelor este o obsesie a Estului postcomunist. Discutam înainte de întâlnire că țările CSI, de pildă, s-au pus de acord destul de recent că nu vor pune în acces liber arhivele KGB-ului. Trebuie să știți că țările fostei Uniuni Sovietice au avut sedii ale arhivelor KGB în capitalele țărilor respective. În anii 90 o parte din ele au fost trase la Moscova, dar mult, în bună măsură, ele au rămas în republici, în fostele republici. Ca atare, Federația Rusă s-a gândit să semneze un acord cu toate țările ca eventuala declasificare și punere în circuitul public să fie posibilă doar cu semnătura tuturor, implicit asta înseamnă cu cenzura Rusiei. Singura țară care a refuzat să facă lucrul ăsta a fost Ucraina. Ucraina a spus nu semnăm asta și au urmat, și aici e important să spunem că tot, cum să spun, suntem obișnuiți să tragem multe gloanțe înspre România. Ucrainenii au spus așa, românii sunt o formă de leadership în materia declasificării și modelul românesc a fost urmat, iar ucrainenii au spus
arhivele trebuie să rămână la Kiev și trebuie să fie accesibile. Și este singura arhivă KGB care este actualmente accesibilă liber tuturor. Asta e important de spus, poate mai mult mai important de spus decât, de pildă, că anumite teritorii sunt în Ucraina și că noi le vrem înapoi și, prin urmare, trebuie să-i ajutăm. Iată că... Despre prezent și viitor și arată că s-a făcut ceva după 90 care funcționează, așa cum Bulgaria au luat modelul DNA, exact. Au ieșit în piață cu steaguri pro-românești, ceea ce nu se întâmplă la Sofia prea des. Adică nu se întâmplă nicăieri, că nu avem rezonanța ca să impunem astea. Modelul democratic este, de fapt, în centrul discuției, pentru că democratizarea cercetării, accesul la arhive și implicit libertatea discursului istoric stă în inima democrației. Nu creezi, e un termen acum pe care toată lumea folosește, reziliență. Rezistența socială în fața manipulării, fake news și așa mai departe, se creează prin această infuzie a adevărului. Mie îmi place să spun că o societate cu cât e mai vulnerabilă, cu atât e mai puternică. Pentru că înfruntarea în față a ororilor, în aparență te face vulnerabil, dar te face foarte puternic. Și societățile flexibile, pentru care miturile sunt fisurate de această privire în ochi a victimei și de asumare. Statul român nu înțelege lucrul ăsta. Statul român crede că noi trebuie să... Mi-a pus o întrebare, nu o să-i spun numele, un alt personaj din MAPN care m-a întrebat, dar de ce trebuie noi să recunoaștem frontal participarea la Holocaust și de ce trebuie să spunem oamenilor în față că, practic, armata română este o armată criminală, că a participat masiv la Holocaust și că e participantă la masacrele din decembrie. De ce trebuie să spunem asta? Și am spus, cum e mai confortabil să mințiți fiind solidari cu criminalii sau să fiți solidari cu victimele. Sigur că asumarea te face, repet, în aparență vulnerabil, dar pe fond mult mai puternic. Statul român nu gândește așa. Statul român, repet, ne întoarcem cumva circular la începutul discuției, preferă să nu spună adevărul pentru că el știe mai bine ce e potrivit pentru tine. Aici societățile secularizate, post-iluministe, ar fi trebuit să învețe din modelul istorico-religios al confesiunii. De aceea există confesiunea păcatelor, care e la originea ideii de autobiografie. De aceea, din când în când, facem recapitulativul ăsta și expiem ceva. Adică găsim un mecanism care niciodată nu este solitar, adică nu se strânge cineva din MAPN sau din alte instituții între ei să spună, da, domne, am greșit și atât. Nu, asta trebuie să fie o confesiune cât mai publică și cât mai asumată și cât care să indice cu adevărat trecerea în altă etapă. Ori modelul acesta de a ecarisa cu canapea ca la Freud sau fără, prin aducerea tuturor documentelor luminate de această privire retrospectivă, nu face decât să ușureze. Toată literatura spovedaniei este literatura ușurării. Ne-am ușurat, ne-am înnoit, trăim ceva mai bun de mâine. Ne-am făcut această treabă, am făcut curățenie. Reluctanța... Există dincolo de lucrurile astea și să spunem, e o cultură instituțională prost înțeleasă. Pentru că, nu știu, Ministerul Apărării Naționale, SRI, nu știu ce, își asumă o istorie instituțională pe care ei n-ar trebui să-și o asume. Armata Română de astăzi... E altă instituție. Da, e altă instituție cu Armata Română din 1941. Ei se identifică, dar cumva... Cu rușinea o preiau, dar exact, nu și adevăr. Exact. Dar rușinea o preiau. Exact. E un mod foarte prost de a privi lucrurile. E destul de ruralizant, aș observa. Da. E foarte parohial. Și primitiv. Foarte parohial. Nu e nimic aerat. Și primitiv, eu înțeleg astea. Adică când vorbești cu oficiali români din structurile astea, o să spună, nu, că asta va dăuna imaginii armatei. Dacă spunem că armata a fost... Cum ar dăuna? Adică, hai să nu le mai recunoaștem nici bătălia de la Vaslui, că s-ar putea și acolo să fi fost ceva ca lumea, conform standardelor de astăzi. Adică genul ăsta de raportare la o istorie instituțională a ține cu dinții de imaginea instituției de astăzi, gândindu-te că o poate prejudicia o chestie din 1941, mi se pare o chestiune extrem de perdantă. Și prostească. Spune mult despre lipsa de cunoaștere de sine a respectivei instituții, da, a respectivei dezbateri publice. Pentru că nu numai că n-ar trebui să identifice cu ea de atunci, dar ar trebui să-și spună repede că dacă lucrurile așa stau,
asta te urmărește oricum. Da. Dacă ai făcut așa ceva. Adică, cum vei scăpa de asta? În ochii cui vei scăpa de asta? Iar cei care procedează așa sunt, de fapt, adică la limită, mi se par instituții și oameni care nu vor să trăiască. De fapt, ei zic, indiferent ce am făcut și vom face vreodată, noi vom fi tot aia, imaginea de sine care e foarte bună, mâine o să pocnim pe unul, în 90 facem ceva interetnic, facem, mai contribuim la niște mineriade, mai facem, adică ne băgăm toate. Dar noi în continuare avem, imaginea de sine este fără rid. Infantil, așa ce. Trecerea peste 89 s-a produs în logica continuității, din păcate, și nu în logica cezurii. Asta înseamnă că statul român n-a fost capabil să-și construiască o legitimitate din acel moment inaugural, adică din Revoluția din decembrie. Câștigarea libertății, din păcate, n-a fost un asset, o valoare în sine de la care să se revendice instituțiile. De aia se întorc în trecut. De aia istoriile instituționale trebuie să se refere la trecut. Am văzut recent STS-ul a pus pe Facebook, chiar o să-i întreb de unde au fotografiile alea, a pus pe Facebook STS-ul, care nu spune niciodată că a fost o direcție a securității. Ei apar public ca o instituție pur tehnică. Au pus pe Facebook niște imagini din anii 70 cu niște goniometriști, cu antene, foarte faine imaginile. Da, și mă gândeam că, așa cum jandarmeria, de pildă, a avut o expoziție la Muzeul Național de Istorie, iar perioada trupelor de securitate, predecesorii jandarmeriei, este ocultată. Legătura asta pe care o fac foarte prestigios cu trecutul, uitând de fapt 89, e un mare, cum să spun, o mare rană și un deficit fundamental de inteligență și de inteligență tactică, aș spune, pragmatică, pentru că dacă instituții SRI-ul s-a născut în 90, deci de ce, de pildă, Serviciul Român de Informații nu și-ar legitima fundamental structura pe momentul ăla inaugural? Și toate celelalte, e alt stat. Așa cum o facem noi cu ceea ce am făcut după 90, că noi asta facem. De asta ne bucurăm că avem 10, 15, 17 ani atunci. Pentru că știm cât a contat. Toți cei din sala asta suntem aici datorită acelui moment. Absolut. Este, cum să spun, este indubitabil. Statul este altul. 89, de fapt, produce o ruptură, este alt stat. Nu există continuitate instituțională. Și până și un jurist ar spune asta, pentru că se schimbă structura statului în mod fundamental. Prin urmare, ce sens are să te întorci la istoria instituțională din anii 70-80, legitimându-te cu ea? Pentru că, dragă Mihai, într-un fel mă împinge în a vedea, cu o anumită cruzime stilistică, sper, faptul că pentru ei, și știți voi mai bine cine sunt toți acești ei, decembrie 89 a fost un eveniment ușor neplăcut în interiorul istoriei lor și nu o ruptură fundamentală care să... Deci este ceva care i-a tulburat pe ei, dar se spală în familie aceste rufe. Nu? Terminați cu arhivele. Da, într-un fel e o chestie... Aia a fost o victorie a societății. N-a fost victoria lor. Dar această societate ne șicanează. Da, bine, ați câștigat voi în 89, dar lasă că nu, asta n-a contat. Asta n-a contat, dar e important, pentru că cumva și asta e o problemă. Dacă ne uităm astăzi, cumva statul a rămas în urma societății. Și asta e vizibil. Foarte multe domenii. E rămas mult în urmă. Mult în urmă. Pentru că și politica asta a struțului, da, tu bagi capul nisip, dar asta nu îi împiedică pe ceilalți să-și continue evoluția. Oamenii se mișcă, societatea se mișcă, nu așteaptă, nu te așteaptă pe tine să descoperi soluții pentru a face niște lucruri din punctul ăsta de vedere, știi? Și cumva asta e un decalaj. Eu l-am văzut, de-aia speranțele mele nu se adresează instituțiilor statului, ci se adresează societății. De acolo eu aștept. Și știu că așteptările mele sunt justificate, pentru că societatea acționează mult mai coerent și mai cu naturalețe, da, față de instituțiile statului, pe care toată lumea a ajuns să le vadă ca fiind niște piedici în calea
diverselor lucruri pe care societatea vrea să le facă. Cumva statul din cauza, dacă și vorbea Mihai de momentul ăsta de T0, statul a pierdut trenul ăla din 89. S-a decuplat de la societatea care a vrut, da, oamenii aia au ieșit și au spus, haide să mergem înainte și ăștia au zis, da, bine, mergeți voi, noi avem trenulețul nostru și o să mergem pe șinele astea. Și atunci, sigur, de aici e o discuție întreagă, dar cumva perspectiva asta de decuplare de la realitate, statul încearcă să mai fac pași și poate în anumite zone s-a înțeles. Că nu poți să fii, adică sigur creezi o structură, ai niște pârghii de putere, dar ele nu funcționează decât în bula ta. Ai ajuns în bulă, ai ajuns să trăiești într-o bulă. Știi? Și lumea în jurul tău e mult mai mare decât bula în care trăiești tu. Și cumva trebuie să faci efortul ăsta, dacă îl înțelegi, dacă înțelegi lucrul ăsta, trebuie să începi să te recuplezi la societate. Asta s-a văzut, iarăși revin la actualitate, la modul în care și oficiali români, dar și, nu știu, oameni din diferite structuri ale statului, au privit capabilitățile și forța Ucrainei de a se opune Federației Ruse. Ei porniseră narațiunile în câteva zile, da, exact, diagnosticele erau că în câteva zile Rusia o să facă praf și pulbere Ucraina. Pentru că toate astea, și asta este o capcană în cognitivism, se cheamă bias confirmation și asta e vizibilă și în 89. E foarte comic. În 89, securitatea livrată în penii partidului. Le spuneau, stați liniștiți, nu se poate întâmpla nimic, că există trei idioți în nu știu care oraș care fac gălăgie, dar lucrurile sunt absolut sub control. Au creat, prin urmare, un tunel oranj de iluzii în care partidul s-a livrat și s-a băgat cu capul înainte, ignorând complet realitatea. Același tip de capcană în care expertizele diferitelor instituții se dovedesc neconforme cu realitatea a funcționat și în cazul Ucrainei. Atât mai, cât și alte instituții au privit Ucraina ca pe un actor slab, ca pe un actor care nu s-a reformat, uitând că din 2014 lucrurile s-au recalibrat la nivelul serviciilor secrete ucrainene, s-au recalibrat la nivelul armatei ucrainene, consultanți între 2014 și exact, numai cât consultanți britanici. Trebuie spus că inclusiv românii au participat la antrenarea armatei ucrainene și așa mai departe. Prin urmare, e simptomatică reacția instituțională față de războiul de la Est și aici ești obligat să faci comparații cu leadership-ul Poloniei în materie. Ești captivul acestei comparații. De asta e nevoie de această flexibilitate în materia cunoașterii și de apropierea actualității statului față de cea a societății. Că există aceste carte, care după mine e mai mare de 10 ani, între evoluția societății și instituții. Statul trebuie să facă pași, să se apropie de o societate care a început să fie foarte vibrantă și care are competențe în anumite zone strălucite și care reușește să se dea tonul în anumite zone ale cercetării. Statul privește din urmă cu resentiment și neîncredere, ceea ce nu e neapărat cea mai inteligentă optică. Și e pierzătoare pe termen lung, pentru că riscăm să depășim formatul acestor dialoguri. Aș vrea, dar asta sigur înainte de a vă mulțumi foarte mult pentru acest dialog, să luăm câteva întrebări, sunt sigur că... Vă rog. Cum doriți? Dacă puteți așa un pic mai tare, foarte bine, da. Mulțumesc. Mulțumim că ați devaluat calitatea. Nu da. E secretă calitatea. Okay. Voiam să vă întreb despre relația dintre securitate și celelalte instituții de forță ale statului și înainte de cu precădere după 89, din punctul meu de vedere, instituțiile de forță ale unui stat sunt cele mai importante pentru funcționarea statului, cu atât mai mult pentru un stat democratic, pentru că
sigur, sub rezerva că ele să funcționeze după anumite reguli, după statul de drept și după toate cele pe care le cunoaștem așa cum este societatea astăzi. Dar în ce măsură se confunda securitatea, nu știu, cu procuratura, cu armata, cu miliția sau poliția? Adică erau conlucrare, erau înainte de 89, înainte și după. Înainte și după, să zicem, da. Sunt multe servicii secrete care funcționează astăzi, multe ramuri ale, cum spuneam și noastră, jandarmerie, ale poliției și poate și ale armatei. Și al dumneavoastră. Da, asta vreau să vă întreb. În ce măsură instituțiile își continuă tradițiile sau, mă rog, în ce măsură se confundă sau, dimpotrivă, se confruntă securitatea cu celălalt? Bună întrebare. Mersi. Foarte bună întrebare. Păi, înainte de 89 exista o strânsă strânsă colaborare instituțională. Securitatea avea în cadrul unităților militare ofițeri de contrainformații, care erau separați de contrainformațiile armatei, de Direcția de Informații Armatei, și care avea ca obiectiv supravegherea ofițerilor din Armata Română. Pe de altă parte, în afară de această mitologie că securitatea supraveghea armata, armata participa structural la toate operațiunile Ministerului de Interne și Securității. Vă dau un simplu exemplu care e inedit, face parte din cercetarea mea cu Brașovul. În 87, în noiembrie 87, în 15 noiembrie, în Brașov, n-au intervenit doar milițienii și ofițerii de la USLAI Securității, au existat și elevi MAPN care veniseră cu Kalashnikov, gata să tragă în oameni. Dacă oamenii ieșeau pe 16 noiembrie, erau ciuriți de armată. Asta s-a văzut și în 89, în moment în care toate planurile operative includeau armata ca element al represiunii. După 89, o bună parte din ofițerii MAPN au devenit șefii structurilor SRI, au fost debarcați foștii ofițeri ai securității și au venit ofițeri din MAPN. Armata a câștigat războiul simbolic în 89 și a încercat să pună sub control Serviciul Român de Informații, ceea ce s-a și întâmplat. SRI-ul și-a revenit mai greu. Teoretic, și armata a participat și la operațiunile de stabilire a ordinii publice, în evenimentele din piața universității, în evenimentele de la Târgu Mureș. La Târgu Mureș au scos armata, au scos taburile pe stradă. Hai să nu... Ok. Deci funcționau în bună măsură niște ani de după 90 în aceeași paradigmă, în care armata se implică, deși armata are ca adversar exteriorul, armata se implică și vede un adversar în propriul popor. Ulterior, prin consolidare democratică, armata își câștigă un rol fundamental. Și aici, să nu ne facem iluzii, intrarea în NATO este crucială. Crucială este elementul care a creat și în armată o formă de recalibrare. Nu doar profesională, ci democratică. Foarte important. Acum, referitor la serviciile secrete, armata are, actualmente în România, există doar două servicii secrete sub control parlamentar, SRI și SIE. Serviciul dumneavoastră de informații, de contrainformații militare, nu este sub control parlamentar. Dacă mă întrebați pe mine, nu e ok. N-aș fi vrut să vă referiți doar la armată și la procurator, de exemplu, nu știu, procurorul comunist făcea și spunea securistul că... Da, era, da. Sau judecătorul comunist decidea ce spunea... N-am omis, dar m-am pierdut în detalii. În sediul cercetărilor... Și cu asta... În sediul cercetărilor penale de la securitate, care era pe calea Rahovei 37-39, un birou la etajul 2 era al procurorului Mihai Ștefănescu. Adică Onor Procuratura avea propriul birou în casa anchetatorului. Deci procuratura era mâna dreaptă a securității, ca să fiu foarte... Binomul de care zicea Mădălin acum câteva zeci de minute. Evident. Procuratura Generală a participat în mod explicit la represiune. Un reprezentant al procuraturii a fost la Timișoara pentru identificarea cadavrelor. Și așa mai departe. Evident că participau. Procuratura Militară. Procuratura Militară, exact. Dar Procuratura Militară era în subordinea Procuraturii Generale. Prin urmare, toate aceste structuri funcționau conjugat. Nu, eu nu. Această dezbatere este o plăcere să ascultăm trei istorici. Bine, sunt specializați pe diferite paliere ale istoriei. Oricum, deportantă și foarte interesantă tot ce ați pomenit și ați analizat cu
acuratețe și acribie. Lucian Ciuchiță este numele meu, sunt scriitor și jurnalist. Aș vrea totuși să discutăm într-un plan un pic mai aleatoriu, să spunem așa, în sensul că dacă m-aș referi la teoria icebergului a lui Hemingway, deci undeva vedem deasupra ceva și de desubt există un 80% pe care nu-l vede. Iată de ce m-ar interesa, pentru că am fost aproape 12 ani redactor și reporter de investigații în televiziunea română la Actualități. Am fost o parte, să zicem, a sistemului care și-a făcut datoria și am vrut să relev adevărul și să aduc opiniei publice tot ce se întâmpla și am crezut în ceea ce am făcut. Dar mai târziu, când m-am lăsat de televiziune și am rămas doar în presa scrisă, pentru că am și o memorie foarte bună și pentru că... Vă rugăm întrebarea. Da, întrebarea este... Era, de fapt, un mic preambul, o digresiune ca să ajungem, de fapt, la Monica Macovei, care știu că se plimba așa pe la arhive, de parcă era pe bulevard. Asta ar fi una, pentru că atunci când un om intervine acolo și poate să, cum să spun, să cosmetizeze un dosar, vizându-l pe Petrov și așa mai departe. Asta ar fi una dintre întrebări. Deci, dacă au existat asemenea posibilități ca oameni neaveniți, ca oameni care nu ar fi trebuit să intre acolo, ar fi putut să intervină asupra dosarelor, pentru că știm din istorie și, ca un mic exemplu, cu Vasile Roită, când a tras sirena să vină comuniștii, când a tras sirena să vină jandarmii. Deci depinde din ce unghi de vedere privești lucrurile. Și a doua întrebare este legată de fenomenul Pitești, pentru că am studiat un pic ce ați spus dumneavoastră, știu foarte bine, am citit pe vremuri și m-am oripilat, bineînțeles, poate că a fost și un punct de vedere în romanele mai târziu distopice pe care le-am scris. Ideea este că acela a fost un experiment clar pentru reeducarea oponenților politici. Și atunci, ce s-a făcut? Iertați-mă, da, vă înțeleg, dar ați citit studiul domnului Demetriade? Deci erau fașiști, erau, asta este de fapt o mică, cum să spun eu, cărămidă pe care vreau să mă pun acolo în edificiul adevărului. Foarte pe scurt. În primul rând, n-aș folosi termenul de experiment. Experiment înseamnă când cineva intenționează cu un material de laborator să producă o experiență. Deci aceasta este trecut și pe... Da, procede, da? Știu, e greșită, e greșită, a fost... Dar și perpetuată de-a lungul... Da, din punctul meu de vedere este greșită, e greșit termenul. Practic, foarte pe scurt, a fost o acțiune operativă a siguranței și a SSI-ului, în principal a siguranței și SSI-ului ulterior a securității, în două etape, care a vizat o formă de control și de obținere de informații din mediul legionar. Caracterul specific al acestui episod este violența, dar această violență nu este indusă nici de gardieni, nici de ofițerii de securitate. Această violență este esențialmente intestină, adică aparține corpului legionar, au fost, ghilimele, piteșturi înainte de Pitești. Au fost piteșturi identice în 1941 la Iudă, cu aceleași violențe. S-au bătut între ei ca nebunii, s-au omorât între ei, au fost în 42 la Rostock un alt tip de pitești, în care de asemenea s-au torturat între ei aceiași deținuți legionari. Cultura violenței este una, iertați-mi termenul, consubstanțială mișcării legionare, iar tipul ăsta de stabilire a diferendelor prin violență fizică brutală nu este excepțională. E parte din modul de lucru, practic, între adversitățile legionare. Mișcarea legionară s-a născut ca o mișcare cu multe corpuri, ca o mișcare cu multe facțiuni. Ea nu s-a născut niciodată ca un partid monolit. Ea este o structură fundamental fracționară. Ca o structură fracționară, multiplele facțiuni s-au urât de moarte între ele și au disputat un tip de prestigiu și un tip de adevăr simbolic propriu al mișcării legionare. Tipul ăsta de violență intestină a supraviețuit de-a lungul mișcării legionare. Să amintesc asasinarea ritualică a lui Stelescu produsă de legionari și așa mai departe. Tipul ăsta de omor ritual îl vedem de-a lungul istoriei mișcării legionare și îl vedem și la Pitești. Prin urmare, nu e vorba de un experiment, securitatea a avut nas fin. Când ai de-a face cu ticăloși,
simți, ai un nas fin pentru ei și folosești violența lor. Aici e un tip de inteligență foarte cinică al lui Nikolski, care a simțit că are de-a face cu niște nemernici criminali și i-a pus la lucru. Există și câteva însemnări în care Nikolski spune să îi punem să se bată între ei, că asta știu foarte bine să facă. Deci un nas fin al unui alt criminal în fața altor criminali. Asta este. Și pentru chestiunea cu Macovei, te las pe tine, știu detalii, dar... Îți mulțumesc. Chestiunea cu Macovei e foarte simplă, doamna Macovei nu are nicio treabă cu arhiva CNSAS. Deci însă poate vă referiți la chestiunile legate de Ministerul Justiției, de arhiva SIPA, poate, încerc să intuiesc acolo. Acolo, doamna Macovei, după știința mea, nu a umblat în arhiva CNSAS. Referitor la alte persoane care ar putea să facă lucrul ăsta, iarăși nu cred că s-a întâmplat așa ceva. Eu v-am spus, sunt de la începutul instituției și nu există chestiunea asta. Deci nu am cunoștință despre alterare de documente, despre ascundere, despre chestiuni de genul ăsta. Ea este archivată, în sensul că este și parte scrisă și parte înregistrată? Există mai multe tipuri de suport. Există suportul pe hârtie, fizic, dosare, așa cum poate le-ați văzut. Există suport pe microfilm, adică o parte din dosare au fost microfilmate, dar la microfilm există două tipuri de situații. Există situația când s-a microfilmat doar o parte a dosarului fizic, ceea ce s-a considerat că este, mă rog, și existau normative, că nu le făcea cineva așa din... Așa, și există și o situație în care pe microfilm sunt mai multe documente decât rămân în dosarele, există în dosarele fizice. S-au întâmplat multe descoperiri în felul ăsta, uitându-te pe microfilm și regăsind documente care nu sunt în dosarul fizic. O să divaghez doar puțin, că aș vrea să, dacă tot am ajuns la chestiunea asta cu Arhiva Securității și cu distrugerea și cu ștersul din arhive, majoritatea cazurilor din presă celebre s-au datorat unor deconspirări realizate pe baza modului de funcționare al securității. Adică... Ce vreau să explic? Da, da, sigur. Dar nu despre asta este vorba. Este vorba despre ce vreau eu să spun este că ca să distrugi ceva din Arhiva Securității este o operație foarte complicată. Pentru că securitatea, aparat birocratic și care funcționează după niște reguli foarte precise, avea între altele și acest prost obicei pentru victime, dar bun obicei pentru cei care au venit după aceea și am căutat documentele, de a trimite un document în foarte multe locuri. Adică, nu știu, dacă dumneavoastră erați urmărit de securitate și vă întâlneați cu încă 5 persoane, există probabilitate mare ca o notă informativă despre dumneavoastră să fie trimisă și la celelalte 5 persoane care sunt menționate cu noi. Și în felul ăsta se creează o pânză de paianjen în care la un moment dat poți să regăsești o informație dacă cineva are interes să distrugă dosarul dumneavoastră, să șteargă informațiile despre dumneavoastră și o face lucrul ăsta. Și au fost cazuri în care s-au făcut nu de către CNSAS chestiunea asta, ci de către deținătorii arhivelor. S-au încercat lucrurile astea. Dar iată că noi, la CNSAS, am găsit notele alelalte, pe care ei nu au putut să le distrugă pentru că n-au știut unde s-au dus. E chiar cazul Petrov. Chiar cazul Rodica Stănoiu. Deci, foarte multe personaje după 90 au fost foarte relaxate din punctul ăsta de vedere, pentru că oameni care au lucrat în sistem sau oameni care au intrat în sistem după 1990 au spus, doamne, stați liniștit că am ars, am distrus, nu mai aveți nicio problemă. Și apoi surpriză, de unde au scos ăștia nota aia informativă sau... Deci, într-un fel, iată, securitatea ne-a ajutat prin modul ei de funcționare. Deci, ține atât de sistematic un secret care ajunge să fie devolat, iată că ajută cumva chiar la devaloare. Mihai Demetriade, Mădălin Hodor, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog și aș vrea să revenim poate la toamnă, dacă formatul acesta, dacă dialogurile vor supraviețui, pentru toate celelalte întrebări pentru care nu mai e loc în seara aceasta. Mulțumesc foarte, foarte mult!